Bună dimineața, sunt de la Crăciun, mă bucur să ne revedem la Numai de Bine. Peste 400.000 de români suferă de psoriazis, o afecțiune autoimună care este încadrată în categoria bolilor de piele, însă, în realitate, aceasta debutează din interiorul corpului, fiind o boală a întregului organism. La o treime din cazuri, problema este genetică. Însă există totuși și alți factori care pot juca un rol important în apariția bolii. Stresul, obezitatea, fumatul, consumul de alcool sau infecțiile virale. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, psoriazisul este o boală cronică, dureroasă și care, din nefericire, nu pare să aibă tratament. Însă, cercetătorii din țara noastră au făcut o descoperire impresionantă. Psoriazisul nu este o boală care afectează doar pielea, articulațiile sau unghiile, ci este o boală a întregului organism, motiv pentru care pacientul are nevoie de tratament general și nu numai de unul local. Numeroasele cercetări în imunologie au pus în evidență că există dereglări ale sistemului imun și de asemenea, este afectat răspunsul imun născut și adaptiv la cei care sunt bolnavi de psoriazis. La ora actuală nu există un tratament alopat care să vindece. Nu este un tratament curativ. Se bazează, exact cum spune Organizația Mondială a Sănătății, pe un control al simptomatologiei. Este un tratament supresiv, adică scade acele simptome până la pragul de tolerabilitate al pacientului. Iar din nefericire, în unele cazuri, medicina alopată poate avea și efecte adverse. Așa încât noi am venit cu o altă alternativă, cu o altă gândire științifică. Avantajele sunt foarte mari. În primul rând că aceste imunoglobuline Y specifice asigură imunitatea pasivă a organismului. Se transferă acești anticorpi fabricați de găină omului, așa încât omul rezolvă, își creează acel perete invizibil împotriva bacteriilor. Se echilibrează sistemul imunitar și nu dau reacții adverse. Practic, imunoglobulinele se extrag din ouă științifice obținute de la găini inoculate cu un cumul de microorganisme de origine bacteriană, virală sau fungică. Ulterior consumate de om, aceste imunoglobuline acționează ca o barieră pe care organismul o capătă împotriva factorilor biologici, dar are în același timp și acțiune curativă. Sunt diferite din punct de vedere al compoziției și spectrului de acțiune. Avem produse care conțin o singură imunoglobuline Y specifică sau, dimpotrivă, mai multe. Noi am obținut, printr-o tehnologie proprie, în jur de 30 de imunoglobuline Y specifice care se adresează la 30 de microorganisme pentru care au fost create și acționează asupra lor. Este un tratament pe care îl pot lua și copiii? Da, e bine că m-ați întrebat pentru că medicina alopată deocamdată nu poate să ofere în acest registru pediatric o soluție pentru că tratamentul alopat dă reacții secundare și nu se poate aplica la copil. Iar noi pot să vă spun că am tratat copii cu psoriazis. Psoriazisul se poate declanșa la orice vârstă, dar cu preponderență în cazul persoanelor care au între 50 și 69 de ani. Ce înseamnă a te vindeca clinic de psoriazis? Înseamnă că dispar semnele clinice, dispar leziunile de pe piele, leziunile de la nivelul unghiilor, durerile articulare. Iar confirmarea că noi am vindecat clinic această boală este aceea că facem un test biopsic prin care demonstrăm că structura pielii este normală.
Un avantaj major al utilizării anticorpilor de pasăre este faptul că imunoglobulinele aviare se recoltează direct din gălbenușul de ou. De aceea, găina este o sursă convenabilă și mai puțin costisitoare de anticorpi. Imunoglobulinele Y, specifice produse în urma hipermunizării găinii, au o eficiență deosebită în imunoterapie.